Primul accident s-a petrecut aseară când un breilean de 27 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe o stradă din municipiu, nu a acordat prioritate de trecere într-o intersecție, continuându-și deplasarea și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de către un alt șofer de 30 de ani, care venea pe bulevard dinspre calea Galați. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unei pasagere de 17 ani, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost nul. În al doilea caz este vorba despre un minor de 15 ani care în această dimineață, în jurul orei 7 și 30 de minute, a traversat în fugă și printr-un loc nepermis șoseaua Buzăului în apropiere de intersecția cu strada Chișinău. Neatent, băiatul s-a lovit direct de o dubă care circula regulamentar condusă de un gălățean de 49 de ani. În urma impactului, băiatul a rămas întins pe carosabil, martorii chemând imediat ambulanța care l-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, Rănile suferite de băiat sunt minore și nu-i pun viața în pericol. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.